Da, vă salutăm, prieteni, și bine ați venit la o nouă emisiune, așa, ca după alegeri. Te salut, Adi! Salutare, Adi! Salutare și băieților! Să ne spună oamenii, așa, de început, dacă se aude bine, dacă nu se aude bine. Așteptăm cu sufletul la gură, volumul dat la maxim aici la noi. Oamenii care se uită, îi salutăm pe toți care sunt alături de noi. Ingrid Maria ne-a și dat un thumbs up, îi mulțumim. Alex Bioliteanu ne salută, la fel Ciprian Laza, îi salutăm și noi, Radu Drăgoi. Dar nu ne spune nimeni dacă ne auzim sau nu. E bine, zice Ciprian Laza, perfect. Aurelian Videanu, îl văd. Prieteni, pentru că suntem pe Facebook acum... Alex Bioliteanu zice că nu te auzi ok, Adi. Nu știu ce se întâmplă, eu am volumul dat ok. Într-adevăr și eu te aud un pic mai încet, dar la mine volumul e la maxim, deci nu știu care e treaba. Trebuie să fie la tine. Și eu am volumul la maxim. Stai așa, ia. Acum se aude un pic mai bine? Păi nu știu, ar trebui să, nu știu, să vii cu microfonul, poate mai aproape. E chiar la baza gurii, ca să mă exprim așa. Hai să văd ce... Hai să închid și să intru din nou. Sau încearcă așa, încearcă așa. Da? Hai că da. Așa. Prieteni, pentru că suntem pe Facebook acum, o să îmi cer scuze dacă nu reușesc să vă... să vă nimeresc chiar pe toți și să vă mulțumesc tuturor și să vă citesc numele tuturor. Pe Facebook merge un pic mai greu toată treaba asta cu... identificarea comentariilor și na, acum să nu vă supărați pe noi, cu siguranță o să ne scape întrebări de ale voastre, dar din nou, dacă ne scapă vreo întrebare, oricând puteți să o puneți după emisiune, puteți să ne trimiteți mail, puteți să ne scrieți pe Facebook, puteți să ne lăsați comentariu pe YouTube, pentru că emisiunea asta o să fie pusă și pe YouTube imediat ce se va încheia și după ce o vom putea descărca. Adi, zi ceva! Mă auzi acum? Mă aud băieții? Eu te aud la fel de rău. Am schimbat și netul. Am trecut pe netul de la rețeaua mobilă. Dacă nu mă auzi nici acum, nu prea știu ce să fac. Nu știu ce să zic. Stai un pic să mă uit. Am dat eu un refresh. Ia zi. Mă auzi mai bine acum? Oh, te aud foarte bine acum. Înseamnă că era de la mine. A trebuit să dau eu un refresh. Perfect. Da? Nu ne mai facem griji. Chiar o să dau un pic mai încet pentru că parcă te aud prea tare. Super. Bun. Așa cum bine știți, prieteni, sâmbătă am comentat meciul în direct pe Sport și nu numai, noul canal al lui Adi. Vă aduc aminte din nou să intrați acolo și să îl urmăriți, dați un like. El o să mai facă emisiune acolo în care o să discute despre sport și nu numai. Deci dacă vreți să ascultați lucruri despre sport și nu numai, intrați pe sport și nu numai. Nu Adi, am zis bine? Păi sport și nu numai, că uite, astăzi ai spus că o să vorbim de niște lucruri care nu sunt în totalitate legate de sport, da? Da și nu, stai puțin. Pentru că noi, lucrurile despre care o să discutăm noi aici sunt în totalitate, zic eu, legate de sport. Da. Oricum, hai să începem cu discuția despre Steaua Progresul, pentru că noi am discutat și la tine în emisiune, deci asta este partea de început a emisiunii, partea mai scurtă chiar. Tocmai pentru că am comentat meciul Steaua Progresul Spartac în direct la tine în emisiune și atunci nu mai prea avem ce să discutăm acum. A fost bine. A fost un meci care s-a terminat cu bine, de care ne-am temut. Nu mi-e rușine să recunosc, cel puțin mie. M-am temut de acest meci, însă băieții au dat dovadă că înțeleg că sunt la Steaua. S-au mobilizat și au reușit să învingă cu 4-1 pe principala contracandidată la promovare. Este un meci important din punctul meu de vedere
pentru că demonstrează că totuși noi avem prima șansă la promovare nu doar la baraj, ci în Liga a doua. Și spun asta pentru că, așa cum știți, Steaua o să joace, dacă termină pe locul întâi în seria a patra, o să joace la, în primul baraj cu locul 2 din seria a treia, apoi în barajul final va juca cu câștigătoarea dintre locul 1 din seria a 3-a și locul 2 de la noi. Iar Progresul Spartak e posibil să fie acea echipă care va termina pe locul 2 și e posibil să și câștige barajul pe care îl va avea cu locul 1 din seria a 3-a. Și atunci s-ar putea ca meciul decisiv să fie exact Steaua Progresul Spartak, meciul decisiv pentru promovarea în Liga a doua. De asta mi-a fost teamă de acest meci și de asta am fost atât de interesat de ce s-a întâmplat în acest meci. Noi ne-am descurcat bine, i-am învins clar, fără drept de apel, pe cei de la Progresul Spartak și dacă nu se vor schimba lucruri până la al doilea baraj, cred că îi vom învinge și acolo, în cazul în care ne întâlnim cu ei. Nu, Adi, tu ce zici? Cred că ne-a speriat un pic cam tare de Progresul Spartak și asta nu e ok, mai ales că n-am întâlnit totuși o echipă prea bună. Să spui că, bă, s-au văzut ocazii ale lor, am fost dominați într-o parte a meciului, n-au fost lucrurile chiar așa și ne-am cam speriat degeaba. Ne-am speriat degeaba și pentru că ni s-a spus că este o echipă mai solidă. Un lucru e îmbucurător. Noi dacă jucăm undeva în nota 7, deci nu spun 10, undeva în nota 7, ar trebui să defilăm campionatul ăsta. Da? Eu am văzut o echipă Spartak, subțire, da? fără mari veleități. Am văzut o echipă Steaua care, spun cinstit, să nu se supere nimeni, nu pot să spun că m-a impresionat neapărat, da? Dar mi-a plăcut că a fost stăpână pe joc. Am deschis scorul repede și ne-am făcut viața ușoară. Da? Asta nu înseamnă neapărat că o să mă apuc acum să spun că am jucat prost. N-am jucat prost. Dar nu pot să spun că am văzut niciun meci, un meci grozav. Asta și pentru că poate băieții noștri nu s-au întrebințat prea tare, scorul devenind destul de repede 2-0. Și atunci lucrurile au mers pe un făgaș normal. Da? Mi-a plăcut foarte mult golul Benceanu, nu? Ultimul gol. Da? Cel de Nu mai țin minte. Mă, spre rușinea mea recunosc, nu mai țin minte. Cred că e în cean. Da, mi-a plăcut foarte mult golul și am văzut, într-adevăr, câteva combinații frumoase. Adică suntem o echipă care e, dacă ar fi să iau doar meciul ăsta, e clar peste nivelul Ligii a treia. Da? Adică, uite, hai să zicem așa, dacă noi am făcut acum un meci nu extraordinar și am reușit să batem cu 4-1, înseamnă că în momentul în care vom avea un vârf de formă, da, care poate fi de 5, 6, 7, 8 etape, doar trebuie să bați la scoruri mai mari. Și poate predicția mea vis-a-vis de faptul că nu vom avea scoruri de Maidan, poate că nu se va adeveri. Și vom avea scoruri de Maidan, pe măsură ce băieții vor înainta în campionat. N-avem multe etape, adevărat. Și ăsta e un lucru deranjant, că nu poți să știi. Dar ce să mai întâmplă? Vreo trăznaie cu coronavirusul ăsta, iar sunt vreo 3 săptămâni, o lună, se retrage cineva de prin campionat și te scoate din ritm. Sper să avem meciuri săptămânal consecutiv, dar să o ducem așa, ala lung, până când ajungem la play-off. Nu știu, eu am speranțele mele, care încă am speranțe mari. Eu spun că trebuie să promovăm obligatoriu. Nici nu știu cu cine vom juca din seriile celelalte, până la urmă nici nu contează, n-ar trebui să gândim așa. Da? Ar trebui să ne intereseze propria echipă. Jucăm în Liga 3-a. Dacă și la Liga 3-a ajungem să facem atât de multe griji, poate că ar trebui să stăm în Liga 3-a. Eu sunt și nu sunt de acord cu tine. Adică E în total adevărat tot ce ai spus acum, despre mai ales partea despre mentalitate, da? Mentalitatea de stelist îți impune să nu îți fie frică de absolut niciun meci. Însă în același timp, noi avem câțiva ani acum de suferințe și de chinuri. Și acești ani de suferință și chin mă fac pe mine să fiu puțin mai rezervat și să fiu puțin mai temător. Eu recunosc, știu că poate că nu este demn de un stelist să gândească așa, însă eu nu mă pot bucura până nu văd campionatul terminat și Steaua cu promovarea rezolvată. Ai dreptate, atunci mă pot... până la un punct, Adi. Nu, dar ai văzut și tu, Adi, adică... E adevărat.
Dar nici n-am avut jucători ăștia. Mă, dar uite-te, ne-a scos Popești de ordeni, mă. Deci eu nu pot, în pare rău, nu pot să trec peste chestia asta. Am avut un meci foarte slab jucat cu FC FCSB 2 care ne putea bate. Deci noi trebuie să fim pe vârfuri la absolut toate meciurile. Nu merge. Nu merge așa să lăsăm relaxat și cum ai zis tu la 70%. Eu nu sunt de acord cu chestia asta, îmi pare rău. Nu, n-am jucat 70%. Am spus că noi nu cred că am jucat. Pe mine nu m-a impresionat jocul ăsta. Eu nu pot să spun că am văzut ceva wow. Dar am deschis și scorul repede. La 2-0 ce ar fi trebuit să facă? Tot Steaua ar fi trebuit să atace? 8-0 trebuia să dea. Uite, eu asta cred că ar trebui să facă Steaua în acest moment. Nu ar trebui să se mulțumească doar să câștige meciurile. Ar trebui să tragă foarte, foarte, foarte tare ca să câștige la scoruri impresionante aceste meciuri. Și spun și de ce. Noi nu venim doar după 3 ani de Liga a 4-a. Noi venim și după foarte mulți ani de propagandă FCSB-istă care ne-a furat o grămadă de suporteri. Noi putem să atragem suporterii aceștia și atenție, vorbesc de steliși, nu mă refer la oi. Oile sunt acei suporteri făcăsăbiști nebuni care înjură Steaua. Dar noi am mai discutat despre asta. Există și o foarte mare pătură, ca să spun așa, de suporteri care poate că se uită la meciurile FCSB-ului, dar pentru că nu știu că acea echipă nu este Steaua. Oamenii n-au aflat. Încă se minte, da? Deci ce să spun, încă că se mai minte foarte la mult. Televizor? Foarte mult. Și Filotii spune că vine un derby care se joacă din anii 40 și nu l-a corectat nimeni. Filotii, moderatorul emisiunii. Am intrat pe ăsta, cum îi zice, GSP. Scrie acolo: atacantul care a calificat Steaua în Champions League era Bafali Badea, ăla n-a jucat niciodată la Steaua. Înțelegi? Dar ei mint. Și de asta zic, deci noi trebuie să câștigăm cu 8-0, 15-0, 100-0 ca să apărăm pe radarele steliștilor, care poate că nu știu ce s-a întâmplat. Sau măcar dacă știu, poate că nu au toate informațiile. Dacă văd că există o echipă Steaua București care bate tot la scoruri din astea imense, poate că o să le stârnească interesul. Și o să se uite și ei. Hai să vedem care e treaba cu echipa asta. Ia uite, are emblema stelei. Ia uite, are numele stelei, n-are numele FC FCSB. Păi stai puțin, că asta s-ar putea să fie Steaua. Nu e asta Steaua, ba da, asta este Steaua. Și de asta zic, ar trebui să tragem ca fiecare meci să-l câștigăm de la 4 în sus. Uite, prietenul tău, Nea Ilie, Axul Central, aseară stătea tot cu Steaua în gură. Dar l-a corectat Vali Mortalu de vreo 2 ori. Da, vom vedea care e treaba și cu ăsta. La ce te-ai mai dus neică pe stadion dacă tu în studio în continuare după 6 ani le spui tot Steaua? La ce te-ai mai dus neică pe stadion? Ce, să te tragi în poză cu suporteri? E frumos stadionul ăla și mie îmi place. Deci n-ai, totul e împotriva noastră. Când vine vorba de media, totul e împotriva noastră. Și ei se și porniți acum foarte tare. Și culmea, știi de ce? Ciobanul nu prea mai a apărut. E o perioadă lungă. Eu cred că e bolnav de COVID, dar nu vrea să recunoască. Și nici n-are interes să apară în continuare. Nu era bolnav de COVID, nu poate să fie bolnav de COVID de 2 luni de zile. Habar n-am, dar știi tu, n-ai Ciobanul nu mai apare de multă vreme la televizor. Sau are probleme cu legea. În fine, da? Nu contează chestiile astea acum. Ce contează este ceea ce am spus. Am pornit bine cu Progresul, da, meci greu, meci cu presiune, da, meci serios. Trebuie să ne folosim de acest 4-1 ca să ne lanseze pentru următoarele meciuri, să le câștigăm pe toate. La cel puțin 3 goluri diferență, da, cum a fost aici, 4-1, frumos. Scor frumos, rezultat bun, jocul ok. Nu pot să spun că jocul a încântat, dar oricum, când dai 4 goluri, e ok dacă nu merge jocul la 100%. E bine că Steaua a revenit, e bine că a învins această echipă, principala contracandidată la promovare, și este bine și că a început să marcheze Chipirliu. Pentru că el a fost adus
de Oprița ca pentru a ocupa poziția de goalgetter. Asta să fie foarte clar. Nu de atacant, ci de goalgetter. Și e bine dacă el începe să marcheze, dacă își dă drumul la joc, dacă o să fie goalgetterul ăla de care avem nevoie, care să tragă echipa după el, să înscrie foarte multe goluri și să ne asigure promovarea. Atunci este totul perfect dacă se întâmplă asta. Da. Ai avut vreun jucător preferat? Tu ai spus de Enceanu, golul lui Enceanu din ultimul minut sau minutul 89, nu mai țin minte. Alții ți-au plăcut din meciul cu Progresul Spartac? Deci, nici Băjenaru nu s-a mișcat. Mihăiescu mi-a plăcut cât a intrat. Dar bine, era scorul deja era mare când a intrat Mihăiescu. Mi-a plăcut toată echipa, nu s-a mișcat rău. Nu s-a mișcat rău. Dar știi ce se întâmplă? Mi s-a părut, la un moment dat, după minutul 50-60, așa, că te-ai uitat și tu la... Nu ți s-a părut o apatie în meci? Parcă o lipsă de chef. Eu așa am văzut meciul, am dat, mi s-a părut o lipsă totală de chef. Se juca pentru că efectiv trebuia să se termine meciul, dar erau cu saci în căruță. Adică golul lui Enceanu a venit așa, datorită la o execuție. Nu mi s-a părut că Steaua a mai vrut prea mult să atace. Da? Au fost mulțumiți. A fost o autosuficiență de asta pe care, nu știu, eu am văzut-o în meciul ăsta. Pot să spun că nu mi-a plăcut gafa aia în apărare. Din nou, da. Undeva acolo, pe axul central, cum îi place cuiva să-i spună. Da? Și Doamne ferește pe viitor, de adversar mai tare, să comitem același tip de erori acolo, că nu se știe. Tot acolo greșim. Asta mă deranjează și pe mine și îmi pare bine. Mai că ai... Deci nu poți să faci aceleași greșeli tot acolo. Da. Și mai ales că ai jucători care totuși au experiență. Asta e problema, asta e deranjant. Fix da. De la jucătorii de la care nu te aștepți să vezi greșeli, fix de la ei. Că dacă ar fi greșit Vlad, fundașul dreapta, sau Adi Ilie, fundașul stânga, ai fi zis ok, sunt puști, n-au ce să facă. Dacă ar fi greșit portarul, Mușat, la fel, ăla-i copil, ce să-i zici? Pacionel, dacă ar fi greșit, ce poți să-i spui? Lasă-l în pace, asta este, e tânăr, mai are de învățat. Mă, da, Wallace și cu Beța, Wallace peste 30 de ani, Beța, dacă nu mă înșel, are 29 sau 30. Păi dacă ei nu au oameni cu experiență la nivel bun... Wallace are 31 și cred că face 32 de ani, iar Beța cred că are și el tot acolo. Deci da, oamenii ăștia doi ar trebui să joace numai din experiență. Ei din experiență ar trebui să joace și din experiență ar trebui să rezolve absolut toate problemele. Pentru că mie mi-este greu să cred că există vreun atacant la vreo echipă din seria noastră care să cunoască el vreo șmecherie pe care fundașii ăștia doi să n-o știe. Știi? Să-i surprindă cu ceva. Și atunci asta nu înțeleg. Cum se face că fundașii noștri continuă să comită greșeli? Dar știi care este răspunsul? Adică singurul răspuns pe care eu îl găsesc logic acum. E exact observația ta. Ai văzut și tu că pe final s-au relaxat, că n-au mai avut chef să joace. Înseamnă că ăsta este răspunsul. Dacă cei doi fundași centrali s-au plictisit și n-au mai fost atenți la meci, e clar că e normal să fi făcut greșeli. Deci nu e absolut nicio surpriză. Asta este. Văd să mă uit puțin ce scriu oamenii pe aici pe chat. Să nu ignor. Liviu Drescu zice, haideți să punem bazele unui proiect pentru club, să ne întâlnim toți online, Steaua Liberă, AS47, să găsim modalitate să finanțăm echipa, dar să avem și putere de decizie pe modelul cluburilor de afară. Nu cred că o să dorească cineva din club lucrul ăsta, Liviu. În primul rând, de ce ai renunțat la puterea de decizie în favoarea altcuiva? Nimeni n-ar face așa ceva. Și în al doilea rând, Steaua nu are nevoie de finanțare. Clubul nostru în continuare este cel mai bogat club din România, cu cei mai mulți bani. Pentru Liga a treia, Steaua are, echipa de fotbal are mai mult decât are nevoie. Cred că are mai mult decât are nevoie și pentru Liga a doua. Nu cred, nu știu dacă acum are rost să discutăm despre finanțarea echipei. Așa cum zicea și Adi în emisiunea sa, sau nu mai știu când ai zis, Adi, ai fost chiar șocat să vezi că Oprița a reușit să convingă jucători de valoare să vină în Liga a treia, corect?
E corect, de ce ți-ar veni jucătorii ăștia aici? Că puteau să-și găsească unii dintre ei, eu zis, Oala sau Beța, cred că mai puteau să joace și la Liga 1 sau Liga 2. Lejer. Zaharia nu putea să aibă loc pe la Astra. Hai să fim serios, eu am văzut, sunt jucători foarte slabi în Liga 1. Foarte slabi. Deci oricine se uită la un meci de Liga 1 poate să vadă că sunt jucători, mulți dintre ei sunt foarte slabi. Mulți dintre ei. Deci putea juca Zaharia liniștit în Liga 1. Și ăsta altul care a venit de la Pandurii, cum îl cheamă, când scapă numele lui, care a jucat pe la Pandurii. Să-mi aduc aminte, băieți. Da? Au venit vreo 3-4 care ar fi putut să fie în Liga 1 pe la lotul cuiva. Nu spun că erau titulari. Bă, da, puteau joace în Liga 1, nu să vină la Liga 3. Asta ce înseamnă? Da? Că se pot aduce jucători, da? Dacă poți să oferi un salariu de 2.000-2.500 de euro, spun eu că îți vin jucători de-astea. Da. Deci, lejer, trebuie doar să-i plătești, că problema mare asta e acum. Era mai devreme invitat cel care reprezintă sindicatul AFAN. Și jale, tata. Băi, jale. Să ne plătiți cu lunile. Hai să dau exemplu, da? A venit cineva la Dinamo care nu vrea să-și dezvăluie numele încă, da? Știi că la Dinamo sunt încă neplătiți? Salarii de 15.000, 20.000, 25.000. Ei în continuare fac transferuri, da? Uite că sunt neplătiți jucătorii de Dinamo. Le-a promis și că săptămâna asta vor fi achitate toate salariile, vor fi aduși la zi, da? Dar deja s-a încheiat. De când au venit finanțatorii ăștia și până astăzi, zice ceva, tată. Deci e o problemă cu a plăti la timp, nu mai e o problemă de salarii astăzi. Astăzi mai vorbim de salarii. Deja este o performanță să poți să dai banii aia, că sunt 1.000, 1.500 sau cât sunt. Da? Deci îți poți găsi jucători foarte buni, numai să fii în stare să plătești. Și spun eu că pandemia asta va duce și plafonul salarial, la multe echipe îl va duce în groapă. Adică nu vor mai fi salariile alea. O să vezi ce se va întâmpla de la anul. Pentru că gândește-te că adică stadioanele zgoale. Stadioanele zgoale. În primul rând, tu nu mai încasezi banii aia. Ca să nu mai spun că pentru cluburile de afară, stadionul gol nu înseamnă doar banii din bilete, da? Pe care ți-ai făcut un buget, da? Că te duci și cumperi, să știe. S-au vândut 40.000 de abonamente, avem banii aia. Nu e problema doar atât. Acolo se consumă, tată, la stadion. Păi ia-ți bani care îți vin. Din două săptămâni ți-ți vin niște bani pe care nu-i mai ai. Bugetul clubului se construiește pe abonamente, pe publicitatea care există la stadion. Deci s-a tăiat masiv, da? Iar drepturile de televizare, chiar dacă au rămas acolo, nu poți să se asigure tot. Că asta e valabil doar la Premier League. Doar la aia. E pur și simplu e o gârlă de bani. Deocamdată. Ai văzut? Nu știu dacă ai văzut. Wolverhampton și-a permis să cumpere de la Barcelona. A dat 30 de milioane și l-a luat pe Semedo. Fundașul dreapta. N-au treabă. Să le fie de bine. Da, nu toată lumea e acolo. Da? Înainte să mergem mai departe cu discuția, vreau să-i rog pe ascultătorii noștri să ne ajute cu o distribuire, pentru că dacă ei ne distribuie acest live, o să ajungă la mai multe persoane, o să vadă și alți steliști că facem emisiune, pentru că, și asta este vina noastră, în această seară v-am luat cam rapid, așa nu am mai anunțat din timp, din păcate, sperăm să ne iertați. Pur și simplu, acum s-a evit o perioadă mai liberă pentru noi, am zis, hai să vedem, dacă tot avem amândoi liber, hai să facem o emisiune, zis și făcut și acum suntem aici, dar n-am apucat să anunțăm din timp, așa că dacă vreți să ne ajutați să ajungă emisiunea noastră la cât mai multe persoane, vă rugăm să o distribuiți. E foarte ușor, trebuie doar să apăsați pe butonul distribuie. Da, să vedem un picuț mai mult ce au scris oamenii aici pe chat. Alex Bioliteanu ne scrie, păi ce vă așteptați de la Filotti, nu știți că e zburător? Și văd că au și intrat câțiva suporteri de echipei de suport pe aici. Nu, să nu-și facă griji, pentru că o să discutăm și despre echipa lor, dacă chiar insistă. Noi nu avem absolut nicio problemă, văd că este și un fucăsăbist aici. Florin Scarlat spune, Ilie Dumitrescu a fost mințit în continuu de presă și colegii de presă. Hai să lăsăm. Nu, eu cred că are și Florin dreptate, dar are și Ilie partea lui de vină. Adică în tot timpul ăsta, el fiind fost mare jucător al Stelei, ar fi putut să se și informeze singur. Adică să fi mers și el odată la club, cum a mers acum la meciul cu Progresul Spartac, și să pună niște întrebări. Care ar fi fost problema? Putea să facă asta Ilie Dumitrescu, dacă chiar era interesat, dar n-a prea fost.
a fost mai degrabă interesat de propria sa persoană și de salariul pe care l-a obținut de la Digi Sport. Tu ai impresia că Ilie Dumitrescu nu s-a întâlnit cu Băunescu anii ăștia? Nu știu, e posibil să nu se fi întâlnit. Dar n-a vorbit cu Tudorel Stoica? E posibil. Nu, Adi, mie nu-mi place să presupun. S-au întâlnit și studio Adi și au tăcut. Și Ilie Dumitrescu și-o ținea tot pe lui. Tudorel Stoica a intrat acolo în direct, da? Beccari făcea ca Caterinca, așa cum îi place lui să facă. Și Ilie Dumitrescu se scuza că speța asta eu nu cunosc. Mă, să-ți fie rușine, mă. Da? Păi nu sunt așa de dur ca tine, Adi. Mă îndoiesc că în 6 ani n-am știut despre ce e vorba în speța asta. Da? E posibil, dar da, ai fi surprins. Eu ți-am mai spus, ai fi surprins să vezi cât de puțini oameni sunt interesați să afle adevărul despre treaba asta. I-a fost comod, da? Pentru că nu e un om care să nu poată să ceară informații, da? Sau să nu vă... Măcar o dată, când ai auzit că s-au contrat suporterii, da, de atâtea ori, când ai auzit că colegi de-ai tăi... Dar nu le pasă. Sportivilor nu le pasă. Adi, hai să nu ne mai mințim. Sportivilor nu le prea pasă de suporteri și ăsta este adevărul. Mai ales după ce se retrag din activitate, atunci clar nu le pasă de suporteri. Să nu ne mințim acum noi, steliștii, și să credem că foștii fotbaliști steliști sau foștii mari sportivi steliști stau în fiecare zi acasă și se gândesc la Steaua. Că nu este așa. Oamenii ăștia au fost sportivi profesioniști, asta a fost profesia lor, a fost jobul lor. Nu e obligatoriu ei să gândească cum gândește un suporter. Nu e obligatoriu nici să fie suporteri. Atenție! Că e importantă și treaba asta de băgat la cap. Un sportiv poate să aibă o simpatie față de un club la care a jucat, dar poate să fie suporterul altei echipe. Și știți foarte bine povestea cu chiar Lăcătuș, care a recunoscut că el în tinerețe a ținut cu Dinamo. Eu vă întreb așa, voi credeți că poți să înlocuiești atât de ușor un club? Adică nu îl acuz acum pe Lăcătuș că ar fi dinamovist, nu. E posibil. În cazul lui, cred că este posibil să fi schimbat clubul. Dat fiind faptul că din partea Stelei a primit atât de multă dragoste. Cred că poate să o întoarcă și el într-un asemenea caz. Însă sunt mulți suporteri care, sunt mulți sportivi care crescând, de exemplu, rapidiști, au ajuns să joace la Dinamo și după ce au terminat cariera, chiar dacă s-au retras tot de la Dinamo, au fost în continuare rapidiști. Asta este. E vorba aici de dragoste, de suflet, chestii din astea așa mai speciale, nu chiar lucruri foarte clare, reci, informații brute și așa mai departe. De asta, eu ți-am spus, Adi, mie nu-mi place să presupun. E posibil ca Ilie să nu se fi interesat. Că s-a interesat, că nu s-a interesat, nu e nicio problemă. Oricum, pentru mine nu contează ce părerea lui, nu contează ce zice el. Eu mă informez singur. Așa, asta este sfatul meu pentru toți cei care ne ascultă. Nu stați să vedeți ce vă spune o vedetă sau un fost sportiv sau nu mai știu ce, actor de film. Sau chiar noi. Nu trebuie să ne credeți pe noi. Dacă noi spunem că FC FCSB nu este Steaua, nu trebuie să ne credeți pe noi. Și chiar nu vrem să ne credeți pe noi pe cuvânt. Că noi suntem oameni și putem greși. Putem să vă spunem ceva ce se poate dovedi a fi greșit. Cel mai bine este să vă informați voi singuri. Că dacă vă informați voi singuri, șansele ca informația pe care o primiți să fie corectă sunt mai mari. Și așa știm sigur că nu deveniți dependenți de o anumită sursă, da? Știu că e ciudat ce spun acum, că ar trebui să nu aveți încredere în Steaua Liberă, dar atâta vă spun, noi încercăm să facem ceea ce este bine, noi încercăm să vă spunem adevărul, dar fiind oameni, e posibil ca să greșim și noi. Și atunci, ca să nu greșiți și voi odată cu noi, cel mai bine este ca atunci când noi vă oferim un articol sau o emisiune în care vorbim despre un subiect anume, după ce s-a terminat emisiunea, după ce ați citit articolul, intrați și voi un pic și faceți un pic de cercetare. Vorbiți cu prieteni, vorbiți cu steliști mai în vârstă. Sigur o să găsiți ceva informații pe lângă care vă vor ajuta. Și e oricând posibil ca voi să aflați o informație pe care noi nu o știm,
apoi voi să ne o spuneți nouă, noi o spunem tuturor celorlalți steliști și deja comunitatea stelistă este mult mai bogată cu informația asta. Mai multe oi văd că au venit și au început să scrie pe aici, pe la noi. Ce să facem, asta este. Vlad Vodă spune că FC FCSB nu a fost, nu este și nu va fi niciodată Steaua. Așa este. Să vedem. Așa, îmi cer scuze pentru timpul mort, dar v-am spus, este mult mai greu de citit comentariile pe Facebook. Cristi Mirica sau Mirica pune o întrebare foarte bună pentru FCSBistul care postează la noi acum. Zice el așa, dacă FC FCSB e Steaua, de ce nu se numește așa? Corect. Joacă-o pe asta, oaio. Pentru că au fost furați la... În 21 de procese toți judecătorii au fost corupți din cauza asta. Nu se numește FCSB Steaua. Asta este adevăratul test pentru cei de la FCSB. Cum dracul în 21 de procese n-ați reușit să câștigați niciun? Oarecum. Vlad Drăguș ne scrie... La oamenii în contact cu presa sau în general persoane publice e foarte dificil să îți asumi o poziție clară. Atunci mulți evită să spună cu subiect și predicat Steaua e în Liga 3. Pentru că era posibil să nu meargă proiectul și își puneau suporterii în cap. Da, este și ăsta un punct de vedere. Am observat că atunci când există un anumit interes, oamenii tind să fie și mai... Aia a fost politica reținut. Postului. La Digi asta nu, da, stai puțin, că poate să fie și politica proprie a lui Ilie. Că Ilie poate că s-a gândit, nu vreau să fiu acum avocatul lui, asta să fie foarte clar. A fost urât ce a făcut Ilie, dar e treaba lui. Că e om mare, nu-i impun eu nimic. E posibil totuși ca Ilie să se fi gândit așa, bă, ăștia de la armată sunt mai de neîncredere. Dacă ăștia îi dau lui Gigi Becali echipa... Da? Atunci ce mă fac eu? Și dacă cumva eu dau, ca să nu mă pun eu rău cu suporterii ăștia, hai să zic eu așa. Știi? Nu are sens ce zice Vlad Drăguș. Are sens chiar bine de tot. Să vedem. Au mai intrat mai mulți oameni și îi salut pe toți. Cosmin, oaia care scrie la noi pe chat, dezinformează, zice, aveți doar numele și sigla palmaresului la FC FCSB. Greșit, palmaresul este la Steaua, există o decizie judecătorească care spune acest lucru. Mai departe nu ne interesează. Adi 2, Alexandru Bratu te-a salutat și te-a felicitat pentru prima ta emisiune, cea de sâmbătă. Salutări, Alexandru, salutări și celor care m-au ascultat. Mi-am cerut scuzele de rigoare, a fost prima emisiune, pe viitor o să mai remediem din probleme și nu o să mai fie problemele pe care le-am avut acum. Cu siguranță. Ia aștept și weekendul acesta pentru o nouă emisiune. Vedem dacă va fi în compania lui Sorin Răducan sau un alt om de fotbal. Rămâne să anunț aici, în funcție de programul celor doi. Super tare! Da. Prieteni, ca să fiți informați, intrați pe pagina lui Adi Sport și nu numai, dați un like acolo că nu vă costă nimic și cu like-ul ăla voi o să primiți toate informațiile de care aveți nevoie. Adi o să scrie acolo, voi o să știți cine vine în emisiune, despre ce o să fie discuția și așa mai departe. Andrei Iosif pune două întrebări foarte bune pe care le-a mai pus oamenii și pe YouTube și la care am mai răspuns, dar e bine că și în acest mediu, adică pe Facebook, să avem aceste întrebări ca să putem răspunde și să le vadă oamenii și aici. Să vadă răspunsurile oamenii și aici. Prima întrebare este aceasta. De ce când scriem Steaua pe Google ne dă FC FCSB? Păi asta este din cauza Google-ului. Din cauza algoritmului de la Google. Site-ul FCSB-ului e făcut pe foarte multe cuvinte cheie Steaua. Și pentru că e văzut foarte bine de Google, este împins
printre primele căutări atunci când tu bagi steaua la căutare. Printre primele rezultate, îmi cer scuze, atunci când bagi steaua la căutare. E vorba doar de SEO, știți foarte bine și voi că probabil că ați auzit, Search Engine Optimization, adică optimizare pentru motoarele de căutare. Asta s-a întâmplat. Fotbal Club FCSB și-a optimizat site-ul pe cuvântul cheie Steaua București și de asta apare printre primele căutări, printre primele rezultate atunci când voi căutați după acest cuvânt cheie. În schimb, de partea cealaltă, ca să spun așa, site-ul Steaua este foarte prost făcut. Nu este optimizat absolut deloc și atunci e normal să nu apară printre primele rezultate la o căutare despre Steaua București. Mai departe, pe Wikipedia. Wikipedia nu este o sursă de încredere pentru nimeni. Sugestia noastră este să nu vă bazați foarte mult pe Wikipedia. Pe Wikipedia poate să scrie absolut oricine. Și cu cât ai mai multă vechime ca utilizator pe Wikipedia, cu atât lucrurile pe care tu le scrii sunt mai credibile. Mai mult, Wikipedia nu se bazează deloc pe surse de rangul întâi de informații. Așa spun ei acolo, surse de rangul întâi, adică surse concrete. Informații pe care tu le vezi când citești un act de proprietate, un contract și așa mai departe. Da? Eu nu mă pot duce cu buletinul meu la Wikipedia ca să îmi fac o pagină pe Wikipedia. Însă, dacă eu apar în presă, dacă presa scrie despre mine, dacă eu mă duc cu articolele acele de presă, pot să-mi fac o pagină pe Wikipedia. Și aici este problema cu FC FCSB și Palmaresul Stelei. De foarte multe ori presa a scris că Palmaresul Stelei este la FC FCSB. Acest lucru nu este adevărat. Dar pentru că l-a scris presa, pentru că există acești utilizatori ai Wikipedia care au vechime și care iau aceste articole și le pun acolo ca surse corecte, prostiile pe care ei le scriu sunt aprobate și publicate pe Wikipedia. De asta Fotbal Club FCSB acolo încă este prezentată ca fiind Steaua. Și dacă vă uitați prin aceste articole, veți vedea că de multe ori chiar apare numele Steaua București acolo, deși, atenție, există o decizie o decizie judecătorească care le interzice oilor să folosească acest nume. Și le interzice să folosească acest nume în orice fel de activitate. Cristi Mirica îi răspunde lui Andrei și spune: eu dacă scriu Fotbal Club Sporting Becali, îmi apare direct FC FCSB. Așa este. Așa este. De ce se întâmplă asta? Pentru că FCSB este singurul loc optimizat pentru acest cuvânt cheie mai lung, Fotbal Club Sporting Becali. Deci e simplu. Echipa consoanelor fără nume. Sau fără înțeles. Că practic ei sunt o echipă care nu reprezintă la momentul ăsta nimic. Și aș vrea să-ți aduc aminte că vorbeam ceva cu multă vreme legat de alegeri. A venit momentul ăla. Știi că vorbeam de Academia Partid la un moment dat. Eu eram curios să văd ce se va întâmpla dacă nu iese Nenea Tudorică primar. Adi, discutăm primar despre subiectul ăsta, mai vreau să citesc doar o întrebare a lui Daniel Cernicenco legată de palmares. Adică nu o întrebare, ci un comentariu. El spune așa: când o să vândă FC FCSB articole gen mingi, fulare, eșarfe, etc., inscripționate cu Cupa Campionilor Europeni sau cu palmaresul din 47, să ne anunți. Până atunci, Steaua vinde astfel de articole de peste 3 ani și FC FCSB nu scoate niciun sunet. Aici este dovada cât se poate de clară că palmaresul este la Steaua. Și bineînțeles că este la Steaua pentru că Steaua l-a făcut. N-avea cum să fie palmaresul altundeva. Da, mai văd pe Lucian Fătu că a intrat aici cu noi. Mai sunt multe alte întrebări, încerc să văd, sunt foarte multe întrebări și deja m-am pierdut aici prin chat. Îmi cer scuze, băieți. Da, multe discuții.
Bun, haide că lăsăm așa acum întrebările, o să mă uit, am ajuns la capăt și o să încerc să-mi notez întrebările de acum înainte ca să le putem discuta. Adi, ai dus discuția fix unde voiam să o duc și eu la alegeri. Zi ce ai vrut să spui înainte să te întrerup, te rog. Eu sunt tare curios de aici încolo dacă la Academia Partid vor mai merge bani sau dacă va mai avea Academia Partid aceleași resurse. Pentru că n-am mai ieșit Tudorache patron și vă spun sursă sigură, au spus și la televizor că au fost scandalurile astea. Știi că Pancu a avut contremari cu Tudorache. Deci el s-a dus de câteva ori în vestiar și a început să-ți facă echipa și să dea directive. Deci, neoficial, echipa e a lui. Echipa aia lui sau a firmelor lui. Nu știu dacă e singur sau nu, dar e băgat acolo cu câteva personaje. Da? Și el își permite deocamdată să iasă la înaintare pentru că celelalte personaje se pare că n-ar fi de bună credință sau n-ar avea o imagine prea bună. Și eu aș vrea să văd acum un om care nu mai are de unde să pompeze bani, de ce ar veni cu bani de acasă pentru Academia Partid? Pentru că la momentul ăsta trebuie să bage bani. Da? Sau trebuie să cumpere influență. Știm noi de ce. Păi normal. Și neavând puterea, chiar aș vrea să văd dacă treaba mai merge aici. Și ai văzut ce bine au început campionatul, da? Au luat o bătaie acum, o bătaie rece de la Recea. Eu Am am obținut. înțeles că Academia Partid totuși a început din nou jocurile murdare. Am înțeles că un jucător de-a lor ar fi fost găsit dopat și totuși la întâlnirea comisiei de astăzi l-au găsit ăia nevinovat complet. Am citit și eu chiar mai devreme de cliste, dar se pare că substanța nu era pe lista anabolizantelor. Ba, se pare că este, doar că cei de la comisie au zis că nu este. Dar se pare că substanța chiar este pe lista celor interzise. Acum depinde și ce fel de substanță, că nu toate substanțele care sunt trecute pe lista de anabolizante, să știi că ți aduc într-adevăr îmbunătățiri în ceea ce privește performanța fizică. Mă, nu Sunt contează foarte multe substanțe. dacă este interzisă, este interzisă. Eu nu Dacă o luăm așa gândesc pe așa. Adică, hârtie, eu n-am spus că e scuzabil. uite, betametazonă se pare că se numește și este interzisă. Poate fi. Betametazonă. Sunt multe, foarte multe substanțe care sunt trecute acolo. Dacă vrei, îți dau exemplu lui Andreea Răducan, care a fost suspendată pentru pseudoefedrină, care, din contră, îți afectează performanțele sportive. Și după ani de zile, știi că i s-a dat medalia înapoi. După ani de zile. Da? Păi, ce să zic? Asta este să îmbunătățească și ei sistemul ăsta al lor, dacă există probleme, dar pe mine, sincer, nu mă privește. Adică dacă ai încălcat regulamentul, dacă ăsta este regulamentul acum, trebuie să plătești. Însă, din nou, vedem că FCR-ul este scutit de aceste plăți. Din nou, regulamentul nu se aplică la FCR. Sunt absolut sigur că dacă, nu știu, Chipirliu ar fi fost găsit dopat, Steaua ar fi avut mult de suferit. Însă, pentru că este FCR, nu se poate. Nimeni nu se atinge de această echipă. Regulamentele nu o ating, regulamentele nu sunt făcute pentru ei, regulamentele sunt pentru alții. Și lucrul ăsta este enervant, nu știu cum să-ți spun. Din punctul ăsta de vedere, mă bucur foarte mult că Tudorache a picat. Mă bucur enorm de mult că E, Tudorache a picat. uite, am căutat substanța între timp și pot spun cu surprindere că și eu am folosit-o. Este o cremă împotriva dermatitelor, Da, pe care nu are cum să se Adi, adă. tu ai folosit-o, nu e absolut nicio problemă. Ideea este că tu nu joci fotbal de performanță, nu ești afiliat la o ligă, la o federație care are un anumit set de regulamente, asta este. Eu nu zic neapărat că această substanță este o substanță interzisă pentru publicul larg. Nu, este interzisă doar pentru sportivii care participă la această competiție, și anume fotbal. Eu îți spun că se va adeveri prezicerea mea, dacă ți-aduci aminte. Am spus că FCR nu va promova nici anul ăsta. Nu știu ce se va întâmpla la anul cu ei, dacă vor mai fi în viață. Dar eu cred că noi vom juca la anul cu ei și o vom juca pe stadionul nou. Și ne vom lua o revanșă bine meritată. Da? Lucrurile la ei nu vor merge spre mai bine. Mie se pare că au echipă mai slabă decât anul trecut.
dușul ăsta pe care l-au luat cu Recea și mi se pare că mai au încă o înfrângere și două egaluri. Au început foarte prost campionatul. Foarte, foarte prost. Eu nu-i văd acolo. Eu nu-i văd în primele 4-5. Deci chiar nu-i văd în primele 4-5. Nu știu cum ar putea să promoveze anul ăsta. Și cu Tudorache ieșit din schemă, da? Dacă influența pro-partid s-a dus și banii nu vor mai fi aceiași, eu nu-i văd bine. Practic, am mai zis noi, știi, când hoții încep să-și dea ștângi unul la altul pe românește și își dau la temelie, e greu. Dacă nu ai un proiect de genul ăsta serios, adică tu stai numai la mâna politicului. Bine, așa o să ni se spună și nouă, numai că noi aparținem de o viață clubului Steaua, da? Suntem de o viață ai statului, deci nu poate să vină cineva să spună, a, păi și voi ați fi. Noi mereu am fost aceiași, da? Cu o singură excepție, când cineva și-a băgat coada și atunci se știe. Culmea e că în momentul în care am vrut să trecem la privat, s-a ales praf, pe românește. Cât am fost ai statului, lucrurile au mers bine. Chiar și în cupele europene, adică mai ales în cupele europene. Când cineva a vrut să-și bage coada și să facă alte lucruri, clubul nostru s-a dus unde e astăzi, da? Că acum ne aflăm în Liga 3. Eu, așa cum am spus, m-am bucurat când am văzut că Tudorache a pierdut întrecerea, merită. Și cred că bucureștenii i-au dat această palmă și pentru că el și-a băgat timpul și banii, și nu încă și-a băgat, el a băgat timpul și banii primăriei în această echipă, care, cum ai spus și tu, este o echipă a lui, sau cel mult echipa partidului. O echipă construită artificial. Da, e o echipă da. Nu este. În niciun caz nu este Rapid București. Deci asta o spun noi din nou. Să fie foarte clar. Dacă ar fi fost Rapid București, am fi discutat altfel despre această echipă. Dar nu este. Este doar o echipă de partid sau, cum ai zis și tu, echipa personală a lui Tudorache, pe care ăsta a îmbrăcat-o în hainele Rapidului. Și atât. Și atât. Nimic mai mult. Am văzut o întrebare aici de la Cosmin Voinea. Băieți, pe YouTube, de ce nu? Scuze că s-a dus întrebarea. Nu faceți stream? Am făcut, Cosmin, și o să mai facem. De data asta doar am spus să încercăm puțin Facebook. O să revenim pe Facebook. O să încercăm să facem așa live-uri când pe Facebook, când pe YouTube, însă emisiunile le vom încărca cu siguranță de fiecare dată pe ambele platforme. Deci această emisiune pe care o facem astăzi pe Facebook o să o încărcăm, pe YouTube după ce se termine și după ce o putem descărca. La fel, emisiunile pe care o să le facem pe YouTube o să le descărcăm și o să le urcăm pe Facebook imediat ce vom putea face acest lucru. Deci să nu credeți că am plecat de acolo. O să ne întoarcem, o să mai facem multe emisiuni acolo, pentru că, așa cum am spus, este mult mai ușor pe YouTube să faci emisiuni, chiar dacă pe Facebook există un public mai mare, ca să spun așa. Sunt mai mulți oameni care ne urmăresc. Oaia Cosmin ne spune că Dennis Mann valorează peste 20.000 lei, probabil, că altfel te faci de rușine dacă vrei să sugerezi că e altă monedă. Eu am dat o părere și un preț, să vedem dacă se adevărește părerea mea. Eu am zis 2 milioane jumate, 3 va fi prețul pe care a plecat, maxim. Eu zic maxim. Că nu o să plece, adică și cred că o să-l cumpere altă echipă din Asia, unde o să moară tânără speranță. Și asta e o variantă. Cosmin Voinea zice, vreau să vă felicit pentru că v-ați schimbat puțin modul de abordare raportat la echipă și ați discutat subiectele foarte obiectiv. Sper să țineți tot așa. Noi totdeauna am încercat să discutăm obiectiv subiectele, dar obiectiv din punctul de vedere al suporterului, care este subiectiv. Că ăsta este adevărul, n-are rost să mințim. Noi nu putem discuta obiectiv în ceea ce privește Steaua. N-avem cum. Suntem suporteri steliști înainte de toate. Dar nici nu ne-am propus. Nici nu vrem, bineînțeles. Bun. Legat de alegeri, am discutat despre alegerile locale și ce înseamnă ele pentru FCR, dar ce înseamnă aceste alegeri locale pentru Steaua, Adi? Raportat la ce? Dacă vom avea vreun avantaj de pe urma alegerilor locale? Da. Sau la ce te referi? Da, eu asta vreau să mă gândesc.
Vom avea oare un avantaj, un dezavantaj? Adică cel mai mare avantaj care ni se putea da, da, și între ghilimele avantaj, este că ni s-a făcut un stadion. Da, de asta n-a făcut-o primăria, deci nu putem să spunem. Știu, păi asta spun, nu, eu nu mă aștept la avantaje de la primărie. Știi de ce m-am bucurat eu? Hai să zic o chestie. Știi de ce m-am bucurat eu că s-au schimbat lucrurile la primăria București? Pentru că există o anumită incertitudine în ceea ce privește cei care conduc acum acolo. Până acum, cu firea primăriță, știam sigur că atitudinea primăriei București este contra stelei, anti-steaua, pro-FCFCSB. Acum nu știm sigur care este. E posibil ca această atitudine a firii, ca să spun așa, să continue, da? E posibil nu ca... Nu suntem departe. Să spun de ce. Pentru că Nicușor Dan a ieșit primar și cu ajutorul PNL-ului. A fost alianță. Iar PNL-ul, îți spun eu că încă e puternic în București și Rareș Bogdan influențează foarte mult ce se întâmplă. Da. Iar Rareș Bogdan schimbă al cu el. Da, dar este asta o problemă, dar știi care-i treaba? Că eu mai stau și mă gândesc. Poate că Nicușor Dan ăsta, fiind la primul mandat, fiind practic la prima poziție cu adevărat importantă, ocupată în politică, poate că o să fie puțin mai reținut. Nu știu, poate că sunt eu acum un pic naiv, da? Eu vreau să... Ești naiv. Vreau să cred că o să fie puțin mai reținut și nu o să sară chiar de la început în aceeași barcă cu Becali. Pentru că e penibil. Dacă tu... Ești mai mare. Stai puțin să zic numai așa ce voiam să zic. Deci dacă tu, Nicușor Dan, te-ai lăudat până acum cu o grămadă de lucruri, că ești de treabă, că ești corect, că nu știu ce, că vrei să le faci bine bucureștenilor și așa mai departe. Nu poți să vii acum și să, nu știu, să-i dai lui Becali gratis în continuare Arena Națională. Da? Nu poți. Că dacă faci chestia asta, din nou, tu nu ești cu nimic diferit de Gabriela Firea. Și acum să revin un pic la Steaua, că asta a fost o paranteză. Da, e vorba despre FCFCSB care ne este dușman, dar nu la asta mă refeream eu. Auzeam și cred că ți-aduci și tu aminte, Adi, am auzit la un moment dat că motivul pentru care Florentin Dumitru dădea târcoale stelei este faptul că cei de la primăria București doreau să pună mâna pe stadion. Îți aduce aminte? Am auzit chestia asta, dar eu nu. Eu mă îndoiesc că s-ar fi produs chestia asta. Pentru că s-a vorbit de la bun început că stadionul va fi dat în administrarea MAPN-ului. Da, dar știi deci foarte bine că la noi la club... Adi, știi foarte bine că la noi la club sunt niște oameni care nu lucrează neapărat în serviciul stelei. Da? Asta știi și tu foarte bine. Fac o paranteză și le spun oamenilor că am pus link-ul către Google Hangouts la comentarii și l-am fixat. Îl găsiți acolo dacă vreți să intrați cu noi, puteți să o faceți. Îmi cer scuze că nu l-am făcut de la început, am uitat pur și simplu de el. Să revin la ceea ce voiam să zic. Există oameni la noi în club care nu vor binele clubului și atunci, dacă vine cineva cu o propunere din asta, eu nu știu ce să zic. Eu cred că ei ar fi destul de deschiși la o astfel de idee. Să dea stadionul în administrarea primăriei. Ar fi penibil, vă dați seama, și dacă s-ar întâmpla asta, clar, în secunda a doi, Becali s-ar înființa la noi la stadion. De asta zic, eu mă bucur că s-a schimbat ceva pentru că măcar acum știm sigur că acolo la conducerea primăriei București nu este fina lui Becali. Mai departe, noi nu știm cine este cu adevărat acest Nicușor Dan, dacă se dovedește a fi și el doar un alt politician care e interesat să-și umple buzunarele, asta este. Dar să vedem ce o să fie. Fix asta este, Între el și Firea, crede-mă, nu-s mari diferențe. Deci că eu sunt scârbit ce s-a întâmplat acum la alegerile astea. Deci
E fără cuvinte. E fără cuvinte vis-a-vis de România. Realmente nu cred să face scârbă. Te întreb cum au putut vota așa ceva. Sau te întreb cum s-a putut fura în halul ăsta și nimeni să nu spună nimic. Pentru că e odios ce s-a întâmplat. A ieșit unul prin Oltenia, el era mort și a ieșit primar. Erau buletinele deja făcute. Unul violase două fetițe păi și a ieșit Adi, primar. Adi, bă, știi cum se spune? Deci... Adi, știi cum se spune? A murit, dar a și făcut. Știi? Da, corect. Da. A, e penibil. Aia este o dovadă a imaturității poporului român. Să votezi cu mortul... Da. O bătaie de joc. E mai mult decât atât. Dar să nu politizăm discuția, că nu și are rost. Da. Am văzut că Oaia Cosmin s-a întors. Zice, m-am documentat, aveți doar nume, siglă, palmares. Păi... Nu e destul? Ce mai trebuia să avem? Dacă avem numele, dacă avem sigla și dacă avem palmaresul, ce altceva mai este? Ce ar trebui să mai avem și nu avem? În fine, nu, aici e greșeala mea că stau și discut cu oi, care oi evident nu au capacitatea intelectuală necesară ca să poarte o discuție bazată pe argumente, o discuție interesantă, etc., etc. Lucian Fătu ne scrie așa, Nicușor Dan nu este politician, e olimpiadist internațional la matematică. Lucian, ai inventat, cred că, un cuvânt nou, olimpiadist. Și a făcut MIT aici în Boston, nu e politician. Ei, lasă-mă, Nicușor a făcut MIT în Boston. De unde a avut bani să plătească? Uite, vezi, acum o să cred și eu ce a zis Adi, că e vorba de securitate aici. Dar despre ei este vorba. Ei l-au scos primar. Deci nu e niciun fel de problemă. Nu mă interesează. Nu știu dacă... Mă, stai puțin. Nu pot să zici așa, pentru că eu cred că și mulți bucureșteni poate că s-au săturat de Firea sau cum s-au săturat de Dan Tudorache. E adevărat, dar l-au înlocuit cu o măsea la fel de stricată. Păi cu cine altcineva să-l fi înlocuit, Adi? Da, corect. Mai era doar Băsescu. Care nici ăla nu era depus la primăria capitală. Vezi, asta este marea problemă a românilor. Lipsa, nu prea au, lipsa nu prea au. Cu cine? Din păcate. Să sperăm că o să apară vreun partid nou care să, nu știu, să îi mobilizeze pe români, să îi facă să fie interesați. Dar astea sunt alte discuții, poate pentru sport și nu numai, nu pentru Steaua Liberă. Cristi Mirica scrie, constată că Palmar... citat din decizia de la dosarul pentru recunoașterea palmaresului. Da. Despre ce mai voiam să discut? Am discutat despre alegeri, primărie. Bun, alegeri și sport. Vreau să mergem un pic mai departe și să discutăm despre cum va impacta schimbarea de primar CSM București. Știu că nu are legătură cu Steaua, însă tu ești un tip foarte bine informat aici, Adi, și eu vreau să aflu ce se va întâmpla cu acest club, pentru că dacă cumva va dispărea CSM București, cu siguranță această dispariție va afecta într-un mod sau altul și ceea ce se va întâmpla cu Steaua. Adică și Steaua va beneficia poate de pe urma dispariției CSM București sau nu știu, poate că va fi afectată în alt fel. Pot să spun așa, că fostul președinte al clubului, care era un om pus de băieții deștepți, a da. Fost dat afară și a venit Gabi Sabo, care era prietena bună lui Firea, că ele se lingeau în urechea amândouă. Dar chiar și așa, bugetul clubului a avut serios căpătimit, adică și-au mai redus din numărul de secții, din câte știu, au micșorat bugetul drastic, iar la un moment dat la handbal la fete erau neplătite. Da? Și s-au rugat mult de Cristina Neagu să vină să semneze prelungirea contractului. Nu știu dacă Nicușor Dan va face ceva în sensul că poate să prelungească sau să facă un buget mai mare pentru CSM București. În orice caz, acum fiind votate niște lucruri, nu prea ai cum să le iei bugetul pe anul ăsta lui CSM București. Dar nu știu cât e interesat de sport, Nicușor Dan. Pot fi probleme, pentru că știi cum e? Când vine un ministru, da? Sau se schimbă organigrama, e clar că ăștia vin cu oamenii lor.
ori e posibil să înlocuiască tot ce e pe la CSM București, ori dacă nu e de interes comun pentru ei, poate să-i pună și în faliment în 2-3 ani de zile. Adică să spună, domnule, nu avem fonduri insuficiente și aia, noi nu vrem să mai sponsorizăm CSM București. Sincer vorbind, Bucureștiul la momentul ăsta, deci Primăria Capitalei, avea de dat niște sume enorme. Deci Primăria Capitalei era trecută aproape ca falimentară. Deci nu văd de ce te mai duce să mai dai 10, 12, 15 milioane de euro la CSM București. Bucureștiul nu are spitale. Bucureștiul e la pământ, din multe puncte de vedere. Da? Deci este o capitală care este, arată dezastros. În multe cartiere este pur și simplu jale. Da? Rețeaua de termoficare, rețeaua de canalizare are 60-70 de ani. Deci dă-ți seama unde e Bucureștiul. Da? Deci aici în București, de ori de câte ori apare o avarie, băi, jale. Deci jale la modul real e jale. Gândește-te că să fac revizii, da, anuale și se stă în fiecare sector pe 3 săptămâni pe lună fără apă caldă. Deci suntem undeva în perioada comunistă. Nicușor, dar nu prea a vreo primărie șmecheră la momentul de față. Primăria București e cu două picioare în groapă. Da? Mortul stă de undeva deasupra groapei cu coatele. Da? Cam acolo e Primăria București. Depinde ce priorități au și de unde vor să fure, porumnește, că putem să vorbim direct, n-are rost să ne ascundem după cuvinte. Da? Dan Cred Marius vine... Popa a intrat cu noi în direct aici pe Hangouts. Salutare! Dan, dacă salutare. Vrei să ne spui ceva, salut! Probabil că vrea doar să asculte emisiunea de pe Hangouts, nu este absolut nicio problemă, că mergem mai departe. Dan, dacă vrei vreodată să intri, să intervii cu vreo întrebare sau cu vreun comentariu, poți să faci liniștit. Văd că microfonul tău este pus pe mute, deci trebuie doar să-i dai un mute și să zici ce ai de spus. Așa, oamenii mai scriu aici mai multe lucruri. Lucian Fătu ne spune că Nicușor are burse câștigate la Olimpiade Internaționale. Nu mai gândesc, las, hai, asta cu bursele am mai văzut eu, las așa. Da. Adi, tu ai zis mai devreme ceva care mi-a atras atenția în legătură cu CSM București. Ai spus că fostul conducător a fost dat afară și înlocuit cu Gabriela Sabo, da? Da, la asta. Bun. Ele sunt prietene bune, Sabo și da, ok. Pe mine nu mă deranjează asta, că nu mă prea interesează CSM București. Pe mine mă interesează însă dacă e posibil ca oamenii de la Arena Națională să fie înlocuiți. Mai exact, Florentin Dumitru, că am discutat mai devreme de el. Știți foarte bine, Florentin Dumitru este administratorul Arenei Naționale. Și de acolo a venit și discuția că Florentin Dumitru a dat târcoale stelei tocmai pentru a se băga pe acolo și a ajunge cumva să pună mâna pe stadion. Da, uite, acum mai întreb ceva pe tine. În ce calitate a fost numit Florentin Dumitru administratorul al Arenei Naționale? Habar n-am. Da, dar adică am înțeles că a fost un apropiat de-a lui Pandele, adică de-al soțului doamnei primar. Am înțeles. Păi atunci să spunem Știi? Așa. Și asta este o calitate, se pare, că atunci când ești selectat. Bun, nu contează. Ideea este că dacă s-a schimbat atunci la CSM București, poate că se schimbă și acum la Arena Națională. Și ar fi interesant de văzut dacă Gigi Becali o să fie pus să plătească atât cât datorează. Ca să vedem și noi, adică eu mă aștept de la Nicușor Dan ca el să iasă și să spună public, domne, am venit aici și să vedeți cât de prost a condus firea municipiul București, capitala în ultimii 4 ani, da? Și să enumere acolo, frumos. Să zic că a făcut asta. Și la un moment dat, prin lista aia să apară și astea sunt pierderile înregistrate de Arena Națională pentru că firea i-a permis lui Becali să facă nu știu ce. Știți foarte bine că au existat acele discuții cum că Becali plătea mult mai puțin pentru că el putea să factureze sau nu mai știu ce făcea acolo. În fine, nu contează. Fie interesant să vedem asta, pentru că atunci ar tăcea din gură toate oile alea care spun că noi suntem finanțați de stat. Știi? Că atunci s-ar vedea foarte clar. Primăria Bucureștiului a ajutat FCFCSB-ul indirect, dar l-a ajutat chiar și așa.
Și atunci cu ce ai diferit FCFCSB-ul de echipele alea de stat pe care le tot înjură atât? Cu nimic. Zi, adică păi, te-am întrerupt. El a jucat la niște prețuri infime pe arena națională. Da. Eu spun așa, și ca să închiriez un inel, da, cum spun ei, deși, bă, nu pot să închiriez, mie asta cu închiriem un inel, mie asta mi se pare, bă, tată, nu e ca și cum pe inelul al doilea pot să mai fac un meci. Deci mie îți pare aberant să spui așa ceva. Am înțeles că sunt costuri mai mici vis-a-vis de pază, dar nu pot să spui, domnule, au închiriat doar un inel și din cauza asta costurile au fost mai mici. Bă, tată, au jucat pe același gazon. Da. Nu e ca și cum are stadionul ăla, n-are vreo trei tipuri de gazon supraetajate și nu știm. Da? Că de-aia le făceau un preț mai mic. Tu uzezi la fel și logele uzezi la fel. Că ce? Că la nivelul 2 nu se duce nimeni să stea? Hai să spun ceva. Dacă deschizi un stadion întreg, da? Prima dată, ocup primul nivel, da? E logic. Și e normal ca eu să nu mă duc la nivelul 2 dacă mi-am luat la tribuna 1, nu să mă duc la tribuna 1 la inelul 2, dacă eu am scaune la nivelul 1. Adică este de la sine înțeles. Da? E, ca să închiriez tot stadionul, costurile ar fi undeva la vreo 50.000 de euro plus pază, care și aia te-ar mai costa, nu știu, poate să te ducă și la 10.000 de euro pe lună. De, gândește-te că dacă ai 10 meciuri acasă, s-au făcut 500.000. Ciobanul de-aia e disperat să joace Parcul de Triumf. Da. Înțelegi? Aici da. E buba, pentru că ei au un public foarte numeros și nu fac față câteodată cu biletele. Și el s-a gândit că mai bine îi mută Parcul de Triumf. Da? Aici e disperarea lui. Pentru că dacă ai 20 de meciuri acasă într-un sezon, da, și le poți avea, da, clar, ia vezi cât vine. 20 de meciuri ori 50.000 de euro. E cam mult. Mai ales când stadionul nu se umple. Îți dai seama că ei nu umple. Deci, fără cupe europene să joace cu vreun adversar mai mare, ei nu adună 5.000 de spectatori la niciun meci. Da. Și dacă am tot vorbit de bilete și abonamente, văd că Alexandru Țipilica ne-a scris, salutări, ce se mai știe de abonamente, avem cum să ne ajutăm echipa în situația asta de pandemie. Nu cred că se pune problema atât timp cât e interzis accesul la meciuri să se vândă abonamente. După ce se deschid stadioanele, nu știu, să vedem dacă clubul a pregătit un pachet pentru suporteri. E posibil să fi pregătit. Nu știu, ei n-au spus absolut nimic până acum. O altă greșeală de comunicare din partea lor, dar asta este, acum ne-am obișnuit. Cosmin continuă să ne spameze, nu știu de ce, cred că frustrările lui sunt foarte mari. Așa. Neagu Mitică ne spune că noi nu plătim nimic pe stadionul făcut din bani publici. Așa și? Nu plătim nimic. Păi noi suntem Steaua. Stadionul e al nostru. Ce vrei, să plătim pentru stadionul nostru? La Dinamo plătea undeva la 500 sau 1000 pe lună. Dar nu contează. Rapid, stai puțin. Nu plătea niciun lucru. Că plătea echipa lui Negoiță. Evident. Deci nu, plătea... și-a Badea. Eu vorbesc și-a lui Badea. Dar bun, dar noi am mai discutat că ele nu erau Dinamo și nu sunt Dinamo. CS Dinamo plătește ceva ca să folosească stadionul din Ștefan cel Mare? Îți spun eu că nu. Păi e dat în administrarea lor. N-au cum să-și plătească singur. Astea sunt frustrările lor. Nu păi mai vezi. Uite, vă mai spun ceva. S-a aprobat proiectul și cam în 3 ani de zile, 2 ani și jumătate, Timișoara va avea un stadion nou. Da? Primăria Arad a făcut un stadion nou. Pe care ce crezi? Primăria, ea neavând echipă de fotbal, i-o va da în administrare clubului UTA. Da? Sau o va păstra primăria Arena, dar va juca UTA Arad undeva, probabil, cu un preț modic. Da? Ce? Nu s-au mai întâmplat lucrurile astea? Există vreun club în România care își permite să își facă stadion? Am mai avut discuția asta. În afară de CFR Cluj și Gloria Bistrița, nu avea nimeni stadion propriu. Bă, nimeni. Deci CFR Cluj are stadionul în proprietatea lui, a clubului. Și stai liniștit că nici Gloria Bistrița nu și-a făcut ea singură stadion. A făcut tata Jean în timpul. L-a făcut tata Jean. Lasă că știi noi cum l-a făcut. Tot cu bani de la stat. Evident. Da? Deci cam așa stau lucrurile. Voi chiar credeți că dispune cine 25 de milioane de euro minim? Deci asta e ca să faci un stadion de nivelul celor de la Târgu Jiu. Ăla a fost un stadion de 25 de milioane de euro. Da? Și undeva la 35-40 am înțeles că a costat cel de la Petrol.
Cine își permite să bage 40 de milioane de euro într-un stadion? Să mi-l aducă și mie ăștia, frustrați ăștia care vin, da, pe site la noi și ne tot scriu că este de la stat. Bă, aveți voi la ora asta pe cineva care construiește? Aveți un finanțator care și-a făcut stadion din bani proprii? Aș vrea să-l văd și eu pe ăla. Să mi-l aducă, să mi-l prezinte. Uite, bă, el e. Da, să ne dea un exemplu. Asta nu înseamnă că o schidă gura. Da? Toată lumea joacă pe stadioanele cuiva. Da? Exact. Toți iau bani din sponsorizări. Da? Realul și-a făcut și-a renovat stadionul din sponsorizări. Asta după ce primăria a mai dat exemplul ăsta. Real era în faliment acum vreo 10 sau 15 ani. A dat deci a vândut terenul primăriei, da? Da? Cu totul, Santiago Bernabeu, cu 300 de milioane, iar primăria l-a făcut a doua zi, da? Sub titlul de donație, l-a făcut cadou clubului înapoi. Da? Cam așa merg lucrurile. Bine, Real Madrid nu e nici a vreo echipă curată, că e echipa regelui. Da? Deci acolo sunt mânării destule. Da? Echipa nicăieri statului, nu e echipa regelui. Da, n-are rost acum să discutăm chestiile astea. Bineînțeles. Toată lumea le știe. Asta este, mergem mai departe. Bun. Adi, dacă mai sunt alte lucruri să mai discutăm, dacă nu, cred că putem pune punct aici emisiunii. Cred că putem închide, că ne așteaptă și o bere și o mâncare pe unii dintre noi. Aoleu, frumos, frumos. E, ne vom auzi săptămâna asta, cred că ne vom auzi încă o dată și pe Steaua Liberă și ne vom auzi probabil și la sport și nu numai. Uite, înainte să pleci, stai puțin, că mi-am adus aminte ce trebuia să discutăm. Ca ultimul prost, am uitat fix poate de partea cea mai importantă a acestei săptămâni și anume etapa următoare, etapa a patra, care va avea loc între Steaua și Dinamo 2. Adică, mă rog, FC Dinamo 1948 SA 2 București. Că așa, știi că așa se numește. Eu cred că ne vom impune fără probleme. Asta e părerea. Da, da, știi care e treaba? Eu vreau să zic numai o chestie așa, o observație. Nu-i ciudat. Am înțeles că în aceeași săptămână are loc și meciul FC FCSB Dinamo. Nu-i ciudat cum s-au potrivit meciurile astea fix acum? E de parcă FRF-ul ar încerca cumva să se folosească. Din nou, aici vorbim despre cuvinte cheie. Optimizare pentru motoare de căutare. Steaua Dinamo, Steaua Dinamo, Steaua Dinamo. Vor să folosească acest cuvânt cheie. Nu ți se pare ciudat? Fix în aceeași săptămână. Fix în aceeași săptămână. Aia. Nu știu. Adi, trăiesc cu speranța că în câțiva ani o să scăpăm de hoții ăștia. Și nu mă refer doar la cei din FRF și LPF. S-au făcut foarte multe lucruri ilegale în ultimii 15 ani. Extrem de multe lucruri ilegale. Când o să aflăm de cine era plătită presa, da? o să aflăm de niște personaje de care habar n-aveam. O să vedem ce făcea FRF-ul, cine era în spatele lor. O să vezi că vor veni multe dezvăluiri în următorii ani. Da? Și atunci nu o să mai fim luați de nebuni. Da? Eu știu ce au făcut ei acum. Ei încearcă încă să vândă cu disperare pentru televiziuni derbiul ăsta, care nu e un derby, ca Steaua Dinamo. Că niciuna nu e Steaua și nici ei nu sunt Dinamo. Da? Că ăsta e adevărul. Dar vor să-l vândă ca Steaua Dinamo. Bă, fraților, nu se poate. Dar voi încercați. Da? Iar pe suporterul Dinamo, ce să zic? Să zic că înțeleg că ei n-au cu cine juca? Că ei nu au efectiv cu cine să duela ca și galerie. Și atunci ce? Mai bine ne batem joc de cioban. Bă, băi, nici de cioban nu prea vă mai puteți bate joc. E o echipă cu 5 titluri și alea furate, da? Și în ultimii 6 ani de zile, ce a făcut echipa asta așa ca performanță? E adevărat că și voi aveți vreo câți ani de când ați mai luat titlul. Dumnezeu știe că n-am mai luat Dinamo un titlu. Da? Dumnezeu știe care mai e Dinamo. Deci care mai... Ce rost are să faci coreografii și să te dai mare buf în fața la un cioban? Bine, acum nu e cazul, că nu va fi niciun derby în privința galeriilor. Câinii știi că abia așteaptă să se mai muțărească, dar bine, vorbim despre aceiași suporteri care făceau propagandă pentru PSD. Deci, n-are rost să ne mai stresăm. Da, nu poți să ai încredere în câini. În orice caz, Dinamo 2 Steaua București va avea loc vineri 2 octombrie de la ora 15.
Și cineva a întrebat aici dacă va fi transmis meciul pe Steaua TV. Din câte știm noi până acum, va fi transmis meciul. Dacă va interveni ceva și nu va fi transmis, probabil că cei de la Steaua TV vor anunța. Însă eu nu văd sincer de ce s-ar opune câinii ca acest meci să fie transmis. Nu știu, habar n-am. Eu aștept cu interes meciul nostru cu Dinamo 2. Iar ce fac Dinamo și FCSB-ul, sincer spun că nu mă interesează. Adică poate să mă intereseze la modul care vreau să mă iau. Pe nimeni nu interesează. Pe nimeni nu interesează. Pentru noi este un meci important pentru că avem avântul ăsta pe care l-am luat așa cu progresul Spartac. Ar fi bine să continuăm, să mergem mai departe, să-i batem și pe câinii ăștia și după ce batem câinii să mergem la următorul meci și la următorul meci și tot așa până în Liga a doua. Așa se face. Bun. Eu aș vrea în iarnă să avem maximum de victorii în așa fel încât returul să fie o formalitate. Sper ca și echipele de pe locul 2 sau 3 să facă pași greșiți, ca noi să fim liniștiți. Adică aș vrea să văd că suntem în luna martie, când începem returul, să avem o distanță mare față de locul 2 și 3, să putem sta liniștiți. Să ne preocupe doar play-off-ul. Asta e dorința mea. Acum vom vedea. Doamne ajută! Da. Salutare, salutare Adi, salutare băieților și să dea Dumnezeu să ne auzim de la Excelent. Salutare băieți! Seara faină! Te salut, Adi, și îți mulțumesc că ai venit aici alături de mine în această seară, așa cum le mulțumesc și ascultătorilor noștri care au fost alături de noi, care ne-au pus întrebări, care au comentat, care au distribuit. Bineînțeles, le mulțumesc și oamenilor care ne susțin cu sponsorizări, celor care ne sponsorizează pe Facebook și anume lui Daniel Cernicenco, Adri Alia, Zanfirica Sivori Haralambie, Cătălin Grigoraș, Mihai Ceme și Alex Toma. Vă mulțumim, prieteni. Să știți că susținerea voastră înseamnă foarte mult, foarte mult pentru noi. Și le mulțumim de asemenea și oamenilor noștri care ne susțin și ne sponsorizează pe Patreon. Eric Ross, John, George 92, Cristian Neculae, Rareș Budnaru, Alex 1947, Sensei, Cristian Tănase, Lece, Andrei Morar, Alex Toma, Mihai Ionuț, Beni, George Daniel Cernicenco, Alin Angel și Luki. Vă mulțumim! Dacă mai doriți, dacă mai sunt și alții care poate doresc să ne susțină, există link-uri către Patreonul nostru în descrierea acestui videoclip. Fiecare donație merge pentru susținerea site-ului Steaua Liberă, pentru a plăti cheltuielile pe care le avem cu serverele, cu conturile de e-mail și așa mai departe. De asemenea, dacă vreți să ne susțineți, puteți să o faceți și pe achiziționând produse cu Steaua Liberă de pe Teespring. Acolo găsiți hanorace, tricouri cu brandul, ca să spun așa, Steaua Liberă pe el. De asemenea, toți banii pe care îi facem prin vânzarea acelor produse sunt investiți în site, în contul de YouTube și așa mai departe. Prieteni, vă mulțumim din nou că ați venit alături de noi aici în această seară. Eu vă zic noapte bună ca de fiecare dată și forța Steaua!